La petrecere Mihai s-a tot apropiat de Ana că poate venea și sărutul. Ce? De ce tot trebuie? Poți să te uiți în ochii mei? Da, pot, dar ce ai? Lasă-mă, Mihai, hai să mergi una de azi, că nu știu ce ai. Ce am? Ce ai? Tu ce am? Da, dar ce tot ai acum? Tot te munci atât cu mine. Normal că pot, dar ce crezi că am să nu pot? Vezi cum ai călcat. Scuze. Uite-te în ochii mei. Dar lasă-mă, Mihai. Da, uite-te în ochii mei. Dar nu uit, na. De ce? Că... Nu te pup. Dar nu-i... Doamne, tu crezi că mă feresc de tine să mă pup? Asta cred. Da. Dar nu cred de asta. Tu crezi acolo că m-am ferit de tine? Nu m-am ferit de tine, doar că m-am rușinat. Trebuie să înțelegi că nu am chef. De? De nimic. Ești de mine? Am. Mulțumesc, la fărțiță. Pa! Ce vrei, ceva? Ce moftă? Nu. După vizionarea imaginilor, ieri indirect, Ana a motivat că n-ar vrea să se grăbească. Oricât aș încerca eu să fiu de drăguță, l-ai respins toată seara. Pe... Dacă nu am considerat că e momentul încă. Da, dar nu e o problemă. Ai văzut ceva ce te-a deranjat? Că pare deodată ți s-a rupt filmul, dar... și ai plecat la somn, ceea ce nu prea se face când ești cu aproape iubitul tău la o petrecere, nu? Da, dar în ziua aia nu m-am simțit bine. Toată ziua. Mi s-a părut un pic, știindu-vă pe voi doi, că l-ai pus într-o ipostază în care nu s-ar simți confortabil niciun bărbat în locul lui. După cum am spus și mai zile trecute, săptămâna trecută, că nu ne grăbim, nu ne grăbim și eu, unul, sincer, chiar am simțit să fac lucrul ăsta și uneori nu îl simți în fiecare zi. Dar na, dacă n-a fost, n-a fost. Dar la ce se referea ea când te-a întrebat pe tine dacă, sau nu, tu ai întrebat-o pe ea dacă a observat ceva? Se mă privea într-un fel. Și? Altfel. Și? Se vedea că oarecum eu vreau să o sărut. Adică, adică tu erai plin de dorință, nu ce mai puteai înfrâna, practic. Să zicem. Se pare totuși că Mihai s-a simțit respins după remarca făcută ulterior. Chestia asta nu o să se mai întâmple de grabă din partea mea. Dar poate ea n-a fost pregătită, nu trebuie să o iei. Da, nu iau, așa. Nu iau nici într-un fel. Dar par puțin ofensat. Nu. Nu? Nu. Puțin că mi s-a dat materialul ăla care cum arătam că eu eram insistent, știi? Deci le-o pus de cap la cap și care cum așa apărea. Și asta nu trebuie să fie un lucru. Pur și simplu ai făcut ce ai simțit. Da. Dar na, nu-i nimic de rău. Nu, nu-i de rău. Plus că ea nu se simțea bine și știi chestia asta. Da, știu. Și, de fapt, nu mai zic nimic. Ce? La ce fac cu ce? La urmă nu trebuie să stai să te rogi. Dacă vrei să faci, o faci. Aia, păi, dar nu poți să faci cu putea forța. A, crezi că ce să faci? Îți dea o palmă? Păi, mai știi? Nu-ți dădea o palmă. Ce? Mi-am zis că nu trebuie să stai să te rogi. Dacă vrea să o facă, să o facă. Cine? Mihai, de mine? Alexandru. Hai zis că nu o să mai insisti, că prea foarte insistent. S-a supărat puțin, cred. Puțin mai mult. A trebuit să vă rezolvați această problemă și să-l pup tu, ca să-l împaci. Păi oricum i-a rândut-o acum că el nu mai vrea. Da. Mai târziu, Mihai era totuși destul de aproape de Ana, asigurând-o că nu-i supărat. Să știi că nu m-am supărat. Nici eu nu m-am supărat. Păi tu de ce să supări? Dar glumesc cu tine, acum ți-am dat urmă așa. Ce? Nu știu ce să zic, mă bucur că nu te-ai supărat. Nu. Să nu fii supărat. Nu, doamne. Că ai fost cam supărat. Când? Când ai văzut video, când ai văzut material. Recunosc puțin, pentru că s-a pus așa ca și cum că eu aș fi un insistent, știi? Dar nu ești. Recunosc că am spus să fac chestia aia, dar... Într-un fel te înțelegi pe tine.
pare rău că s-a dat, că ai crezut asta, dar eu ți-am zis că vreau să luăm încet. Da, știu. Îmi pare rău că nu te-ai simțit tu bine, știi? Când? Când ai văzut aia. Păi nu neapărat că m-a simțit bine. Nu neapărat că m-a simțit bine, dar ți-am zis de ce. Știu, totul e inter. Și privirea. Când am văzut privirea, nu știu ce am făcut, am râs sau am zis, n-am zis, ia că l-a prins sau am zis ceva de genul. Și după aia a fost materialul tău, că după aia m-am simțit așa și n-am mai zis nimic. În fine, nu mai știu. Da, de-aia ți-am zis mai devreme că a fost materialul, după aia... Da, nu a fost. La privirea, după aia materialul și zic foarte fain, nu a fost. Nu a fost oricum o privire contentă sau ceva, știi? Eu știu lucrul ăsta, eu știu. O femeie când, cum să zic, nu neapărat că refuză, când se abține de la un, mai ales de la un sărut, altceva, adică e ok, n-ai femeie, nu se poate să lasă chiar așa ușor, știi? Dar mie îmi place chestia asta. Că ce? Mie îmi place că ți-am zis că ce vine greu, da. Ține. Deci nu e supărat. Nu. Bine. Și ce se lasă greu le place, da? Aș mai putea completa eu, mai ales pentru scorpioni. Deci nu te-a deranjat refuzul ei, deși ai părut supărat, Mihai. Ai spus, eu nu mai încerc. Într-adevăr, ieri, cum s-a dat materialul, s-a pus toate cap la cap. Adică, da, auzi, pe bune, dar voi vreți să dăm antena play în direct sau vreți să dăm materialul scurt ca să-l vorbim cu voi? Nu ne mai judecați. Noi trebuie în 3 ore să sintetizăm 24 de ore ale voastre și sunteți atâția. Da, înțelegeți-ne, dar nu e cu rea intenție. Am înțeles. Încă ceva. Era cu rea intenție dacă noi dădeam acea privire a ta către Raluca, după care tu erai cel care refuzai sărutul ei, dar nu tu ai refuzat. Ana n-a fost pregătită. Deci n-avea ce legătură să se facă. Tu ai fost cel care voiai să o săruți pe Ana. Cu toată privirea ta către Raluca, pe care, mă rog, colegii mei, vigilenți, fiindcă ei cu asta se ocupă, au surprins-o. Nu-i blamez pe ei. A fugit ochiul un pic, dar încolo. Da, a părut ca și cum că eu aș fi un insistent, dar ea știe foarte bine. Și dacă ai fost, nu e rău, nu e normal nu să fii? Nu e rău în asta. Nu asta face bărbatul? Pentru că da, într-adevăr, bărbatul face primul pas și mai ales în situația asta, un început de, nu știu, cunoaștere, relație. Început de cunoaștere, deci... da. Și ea știe foarte bine că nu sunt așa, nu sunt un insistent, dar... M-am simțit puțin. Te cred și eu aș fi fost la fel în locul tău. Dar, Ana, eu te întreb ceva. Voi știți că eu sunt mai direct așa, da? Să mă iertați, cu bune și cu rele. Și bună și nebună, da? Luați-mă cum vă convine. Pe mine mă interesează altceva. Dacă ți-ți place de el, dacă ești atrasă de el. De fapt, asta e întrebarea. Nu când vrei tu să-l pupi, îl pupi când vrei tu. Da, îmi place de el. Dar nu cred că e momentul să ne grăbim. Și totuși, s-au închis ușile. Tu ai plecat la somn, da? I-ai spus lui la revedere, papa, mi-e somnic, și m-am da? Întors. S-au închis ușile. După ce s-au închis ușile, tu te-ai întors la fete. Deci nu te-ai culcat. De ce? M-am pus în pat, n-am avut stare și am ieșit să aflu și eu veștile. Veștile de piațetă. Da. Da, vezi, știi cum pare da, asta? Știu, foarte urât. Și l-am văzut și pe Mihai că nu i-a picat bine. Și nu-i poți da dreptate? Ba da, îi pot da. Că mi-e rău, nu vreau, nu pot nimic, mă culc. Puc. S-au închis ușile, ca la metrou. Atenție, se închid ușile. Și hop, a noastră floricică, Ana, coboră, țup. Ce se mai întâmplă fetelor la distracție? Adică, știi cum pare? Te rog, Raluca. Ana, în ziua respectivă, nu s-a simțit deloc bine și chiar nu s-a simțit, a și vărsat și... Știm, am și zis ieri, da. Și totul se interpretează, ea nu e așa, ea chiar îl place mult pe Mihai și eu le susțin chestia din toate punctele. Chestia? Ce-o fi. Adică, că nu știm ce e. Da. Eu... Chestia, așa. Ana nu le face intenționat, pur și simplu ea e puțin mai, nu știu, mai altfel. Mai ciulo. Ce înseamnă ciulo? Ce înseamnă ciulo? E foarte drăguță. Și că e o glumă din Insula Iubirii. Nu știu că nu urmăresc. Eu i-am cuplat pe copiii aia. Nu pot să mă uit când se despart. Iertați-mă. Am și eu limitele mele. Păi m-am chinuit un an să-i mărit ca să se despartă ei în 3 zile. Nu mă pot uita. Deci, ciulo e de bine? Da. Adică e mai...
Ea e, e foarte aeriană, așa? Nu, e foarte emotivă și ea nu le face cu o intenție proastă. Ea pur și simplu, probabil nu s-a simțit bine în cameră și a coborât, dar nu a făcut-o spre... Dar mă bucur că niciodată n-ai vorbit despre nimic, dar astăzi ai simțit nevoia să-i simți, să-i ții apărarea, după ce iubitul ei era geană pe tine la un moment dat, că i-am făcut noi traiectoria. E doar o speculație, știi că eu cu asta mă ocup. Dar eu am mai spus încă de la început că lucrurile ce vin greu, corect, o să țină. Durează. Greu, dar durează. Da, și o să țină. Corect. Ce vine repede și ușor, o să se ducă repede. Așa este, Lian? Situațional, aș spune. Situațional? Ți-ai mai pus... Nu, asta e... Ți-ai mai pus și ochelari. S-a terminat. Asta... Ai lui Alexandru. Da. Asta e un principiu care am spus, da, de regulă ce vine repede, dispare repede. Aha. Și o lecție a vieții, nu neapărat în relații. Înțeles. Dar poate fi situațional. Situațional. Uite, la doamna Ioana nu este deloc situațional, pentru că dacă la voi este cu du-te, vino, un joc așa de, știu eu, de cucerire, de ispită, de